Kamala Harris devine oficial astăzi candidat al democraților în cadrul unei convenții fastuoase a democraților care are loc la Chicago. Kamala Harris are un avans în sondaje destul de important, a trecut înaintea lui Donald Trump în sondaje și a prezentat deja programul său economic, ce va face în primele 100 de zile după ce va ajunge la Casa Albă. Kamala Harris spune, printre altele, că va încerca să construiască locuințe cu prețuri accesibile, spune de asemenea că va reduce taxele pentru majoritatea americanilor. În fine, vine cu un concept pe care ea numește economie de oportunitate. Discutăm despre acest subiect foarte important. Ni se alătură domnul profesor Cristian Pârvulescu. Bună ziua! Mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră. Cu plăcere. Domnule Pârvulescu, cum vedeți această, în primul rând, această tendință de creștere în sondaje a Kamalei Harris? Este un rezultat efectiv al campaniei în doar o lună de zile, nici măcar, pentru că pe 21 iulie s-a produs renunțarea forțată, de care noi am și discutat, al lui Joe Biden la campanie. A ajuns într-adevăr să îl depășească în unele sondaje pe Donald Trump. Inclusiv în ceea ce se numește în limba engleză swing states, statele pivot, atât cele din zona de sud, din așa numita centură a soarelui, care începe din Florida și continuă până în California, sau din centura ruginii, care se află în partea de nord a Statelor Unite. Totuși, trebuie să spunem că în majoritatea acestor sondaje, Kamala Harris se află în zona erorii, acelei erori de 3 plus minus 3%, deci că în continuare cursa rămâne cât se poate de serioasă. Asta este și un motiv pentru care Tim Walz a fost cooptat în echipă, pentru că este un democrat american care are un profil mai apropiat de alegătorii albi republicani, vine din clasa mijlocie, din zona muncitorească, are o experiență directă cu oamenii obișnuiți și asta ar putea să favorizeze un vot în zona clasei mijlocii albe, dar nu aceasta va face întotdeauna diferența. Deja sondajele de opinie, mă uitam pe sondajele pe care le-au realizat pe cele două centuri, cei de la New York Times în ultimele două săptămâni, sondajele indică o creștere a favorabilității votului pentru Kamala Harris în zona celor mai vârstnici și celor albi, dar nu este o schimbare radicală în ceea ce îi privește pe tineri, în ceea ce îi privește pe hispanici, inclusiv în ceea ce îi privește pe afroamericani. Deci votul este din ce în ce mai puțin rasial, din ce în ce mai mult economic, apropo de discuția pe care vreți să o facem în legătură cu programul economic al Kamala Harris. Deci campanie, până acum n-a început în mod serios, o contracampanie, ea va începe după, pentru că republicanii au înțeles că trebuie să aștepte convenția și abia după convenție vom vedea cum atacurile se vor concerta. Până acum au fost atacuri mai degrabă episodice pe care Donald Trump, uneori echipele de campanie din anumite state l-au făcut. De acum încolo, pe baza analizei foarte serioase în Statele Unite a intenției de vot, vor începe campanii care vor fi țintite pe anumite tipuri de alegători și asta ne va arăta evoluții în ceea ce privește sondajele de opinie. Situația economică. Ce propune Kamala Harris? Care sunt ofertele ei în primele 100 de zile? Vrea să scadă taxele pentru americani, vrea să construiască, după cum spuneam, locuințe mai ieftine. Sigur, Donald Trump spune, e o comunistă. Nu e nici prima, nici ultima oară când îl auzim pe Trump numind o comunistă pe Kamala Harris. Cât de realist e programul ei? Nică se poate de populist, dar știți, la un populist răspuns cu un alt tip de populist. Pe de altă parte, răspunde așteptărilor. Acest populism este rezultatul direct al cercetărilor de opinie care au fost făcute. Nu Donald Trump răspunde unor așteptări legate de fricile privind imigrația, dar strâns corelate cu accesul la forța de muncă, cu accesul la salarii sigure și așa mai departe. Kamala Harris vine cu un astfel de program care este un program foarte liberal, dacă vreți, în limbaj european, foarte la stânga,
Este un program pe care mulți economiști, în general economiști de centru-dreapta, conservatori, îl consideră foarte riscant. Dar, pe de altă parte, știți, în Statele Unite, când un candidat își asumă un astfel de program și ajunge președinte, trebuie să încerce să-l pună în aplicare în cele 100 de zile și este o încercare de a-l contracara pe Donald Trump pe terenul său. Pentru că Donald Trump încearcă în momentul de față să se concilieze cu grupări de afaceri care nu l-au sprijinit în 2016 și în 2020. Vedeți Elon Musk, care înseamnă de fapt industria automobililor electrice. Automobilele electrice înseamnă pierderi importante de locuri de muncă în centura Ruginei, care este fosta centura oțelului din nord, unde există, nu-i așa, Detroit, puternice întreprinderi, sau existau, pentru că dispare încetul cu încetul în industria automobilului, e în egală măsură legat de petroliștii din Sud. Toate aceste lucruri le vin celor doi candidați, Kamala Harris și lui Tim Walz, ca o mânușă pentru a-l ataca, pentru a-l acuza de ipocrizie. Dar, pe de altă parte, vom vedea atacuri dure. Au început deja asupra programului economic al doamnei Harris. Din punct de vedere internațional, contextul este unul cum nu se poate mai delicat și vom vorbi și despre situația din Rusia. Cum credeți că se va poziționa Kamala Harris în ceea ce privește relația cu Volodymyr Zelensky? Pe aceeași linie pe care s-a poziționat și Joe Biden. Aici va fi vorba de continuitate, inclusiv în ceea ce privește Israelul. Vom vedea continuitate cu mici nuanțe și are importanță electorală acest lucru, mai ales în privința Israelului și a situației din Gaza, pentru că știți foarte bine, una din problemele pe care Joe Biden a avut a fost faptul că zona radicală din propriul partid l-a părăsit și a făcut o întreagă campanie care l-a obligat până la urmă să se retragă pentru că a sprijinit Israelul. Kamala Harris nu are o poziție ambiguă în ceea ce privește Gaza, dar critică acțiunile israeliene în zonă, iar în ceea ce privește Ucraina vom vorbi despre o tipică politică democrată. Nu vom vedea schimbări. Pe de altă parte, oricum, Zelensky și-a luat o marjă de prevedere, pentru că nu e așa posibilitatea ca Donald Trump să devină președinte, rămâne în continuare mare. Și atunci operațiunea din Kursk, din Rusia, este tocmai în vederea unei astfel de probabilități, aceea de a corespunde planului de pace Trump, despre care s-au aflat destul de multe lucruri în ultima vreme, cu o situație concretă pe teren. Dacă Trump vrea ca Ucraina să cedeze teritoriul, Ucraina va oferi la schimb teritoriul rusești contra teritorii ucrainiene. Bun, asta în măsura în care vor reuși să păstreze avansul pe care l-au avut în Rusia, pentru că încă nu am asistat la un contraatac puternic din partea rușilor. Mulțumesc foarte mult, domnule Pârvulescu, pentru